Cu Florin Negruțiu îți încep ziua cu dreptul la informație, ca să știi. Ei, și vine și Florin Negruțiu, vine și informația din zona politică. Klaus Iohannis are un susținător pentru funcția de șef al NATO. Uite că am rămas uimit și eu când am citit asta. Nu mai e o noutate, tot vecinul Victor Orban e, doar că a spus-o din nou ieri la Bihor, unde a fost în vizită. Da. Și ne întrebăm cât de mult îl ajută pe președintele nostru această susținere. Pare că îi face mai mult rău decât bine din exterior. Da, a fost Victor Orban din nou acasă în Transilvania? Da. Și statul român a fost informat sau este o vizită privată? Păi, da, e o vizită pe persoană fizică. A fost informat, că a zis Victor că a fost. A anunțat, nu? Da. Bă, am fost pe la voi. Dacă vine pe la noi, se duce și el pe la guvern, pe la președinție, pe la statul român sau se duce doar pe la statul maghiar? Ei, lui îi plac formele de relief, îi de plac. Pe acolo. Aha. E mai mult cu vizitat. Băi, marea performanță, iată, a lui Klaus Iohannis, marea realizare a lui Klaus Iohannis după 10 ani de politică externă în slujba României este că în sfârșit îl susține Victor Orban. E o mare performanță. Vecinii între ei. Aici, dacă e vorba de NATO, că probabil discutăm de susținerea pe care Victor Orban o acordă, iată, sunt două variante. O variantă, am tot discutat-o, că de fapt Klaus Iohannis nu vrea să fie șeful NATO, vrea o altă poziție și pentru asta negociază, își anunță candidatura. Pentru că dacă nu participi, nici nu o să câștigi ceva, nici nu o să obții nimic. Deci, asta e prima variantă, că domnul Klaus Iohannis chiar joacă de data asta, sigur, nu în interesul României, nu pentru România, joacă pentru o funcție pe persoană fizică, își joacă viitoarea funcție pentru sine. E, uite, odată cu susținerea lui Victor Orban, mai este o variantă. Victor Orban este, după cum bine știm, acel tip teribil din Europa, un mare președinte. Vorbele astea îi aparțin cui? Este un mare președinte acolo în Europa, un tip foarte curajos. Putin. Nu, mai este un tip. Peste ocean. Se numește Trump. Uh-huh. Aha. Deci, Victor Orban este cel mai mare trumpist din această zonă a Europei. Este o afinitate de specie între ei, pentru că fiecare este autocrat în felul lui. Pe fiecare îl ține închingi sistemul, țara, pe Trump pentru că trăiește în America, iar pe Victor Orban că este liderul unei țări mici care este membră NATO și mai ales UE. E, pentru funcția asta de la NATO e nevoie de unanimitate, adică toate țările să voteze același candidat. Cuplul acesta Orban-Iohannis poate bloca unanimitatea pe termen lung. Pe termen atât de lung. Joacă la fault. Pe termen atât de lung? Cât de lung? Păi până la alegerile americane. În ipoteza că vine Donald Trump și tot sistemul se resetează. Tot jocul din NATO se resetează, pentru că, în mod evident, Trump nu o să-l susțină la fel ca Biden pe rute. Are el altul. O să-l susțină pe tipul lui, his guy. Uh-huh. Și atunci, dacă domnul Iohannis este garantat de prietenul lui Trump din Europa, este o altă variantă. Că domnul Iohannis își face cinic acest calcul că odată cu schimbarea din state s-ar putea chiar să aibă o șansă la șefia NATO. Încă o dată, sunt două variante, deocamdată sunt ipoteze, sunt scenarii. Nimic nu este bătut în cuie. Săptămâna trecută apăruseră niște informații date de surse. Eu cam bănuiesc care sunt sursele alea, că domnul Iohannis se va retrage. Din cursă în presa internațională a apărut această știre. Nu știu dacă se va retrage, pentru că imediat administrația prezidențială a dezmințit cu promptitudine că domnul Iohannis se va retrage. Bun. Deci cam asta e situația în momentul ăsta, cam ăsta este jocul. Dar remarc și eu de performanța asta lui Klaus Iohannis să fie susținut de putinistul și anti-europeanul Victor
Orban. Bine, termenul susținut pare un pic forțat. Din ce ai explicat tu mai devreme, pare mai degrabă folosit decât susținut. Păi, acum să știi că Victor Orban nu-l susține pe Klaus Iohannis din dragoste sau că îi apreciază calitățile. Evident. În primul rând, Orban îl urăște pe Rutte, pentru că Rutte vine din Olanda, iar Olanda este acea țară arogantă care pune Europa de Est pe coș de nuci. În al doilea rând, este o prăpastie ideologică între ceea ce reprezintă Europa de Vest în momentul ăsta și ceea ce reprezintă Vladimir Putin Orban, Victor, nu? Și mai este povestea asta cu alegerile din Statele Unite care complică tot jocul. Mă uitam, apropo de asta, mă uitam la cât de bine se suprapun calendarele, doar că ceva nu mi iese la socoteală. Alegerile din Statele Unite sunt în noiembrie, iar mandatul lui Jens Stoltenberg se încheie în octombrie, chiar pe 1 octombrie 2024. Tu te gândești la posibilitatea prelungirii mandatului lui Stoltenberg în cazul variantă. În care nu e unanimitate? Este singura variantă. Aha. Acum, faptul că NATO nu poate să-și aleagă un șef într-o asemenea perioadă este evident un semn de slăbiciune pentru Rusia, pentru Putin. Ultimul lucru de care se încurcă Putin este democrația. Noi putem spune, da, domnule, e democrație, este vot, fiecare candidat vine, se negociază, în Rusia nu se negociază, în Rusia se stabilește cine câștigă și după aceea se fac alegeri. E, faptul că NATO nu reușește să stabilească cine este șeful și după aceea să facă negocieri și alegeri este, din punctul de vedere al lui Putin, o mare slăbiciune, un mare semn de slăbiciune. Iar domnul Iohannis, încăpățânându-se cu candidatura lui, vulnerabilizează Alianța Nord-Atlantică într-un moment în care NATO trebuie să dea, să dea sentimentul de forță în fața Rusiei lui Putin, pentru că Rusia se teme doar de argumentul forței. În momentul ăsta atacă acolo unde este slab adversarul, atacă atunci când nu ești pregătit, când nu ești echipat, iar faptul că NATO nu se poate stabili un lider de, iată, un an de zile, este un semn de slăbiciune din punctul lor de vedere. Să rămânem în zona asta a NATO și venim cu o altă informație de la forumul economic desfășurat în Germania. Cancelarul Olaf Scholz i-a transmis lui Vladimir Putin că Germania e pregătită pentru al treilea război mondial. Vom apăra fiecare centimetru pătrat din NATO, zice. Da. Noi suntem într-un soi de conflict, într-un soi de război rece care se încălzește pe zi ce trece între Occident și Rusia. Există linii de demarcație în momentul ăsta, există blocuri care se coagulează și suntem într-o realitate de război rece. Dar de ce spui că se încălzește? Păi se încălzește în momentul în care Rusia reușește să câștige războiul din Ucraina și se hotărăște să facă pasul următor. Pentru că istoria ne arată că Rusia nu se oprește aici. Că într-un ciclu de 5, 6, 7 ani, și astea sunt estimările de la NATO, Rusia se regenerează militar și economic și face pasul expansionist următor. Pasul următor înseamnă Republica Moldova, statele Baltice, da? Sau România. Pentru că, gândiți-vă cum ar fi să fie Rusia vecinul nostru direct. Să n-avem această zonă tampon care este Ucraina. Păi nu va fi tentată Rusia să își extindă spațiul vital? Pentru că există în momentul ăsta acest imperiu de secol XIX, care este Rusia lui Putin. E, o mare putere de secol XIX se comportă ca și cum regulile și tratatele internaționale sunt facultative. O mare putere de secol XIX poate să încalce orice tratat internațional. Și Rusia se comportă așa. Rusia este cea mai mare putere expansionistă, da? A lumii noastre. Dacă Rusia nu este oprită în Ucraina, n-avem nicio garanție a păcii pe termen lung. Pentru că Rusia, în momentul ăsta, dacă se îngheață războiul, nu face altceva decât să câștige timp ca să atace din nou. Da, mă întreb în ce măsură enunțul lui Olaf Scholz
e în măsură să îl descurajeze pe Putin. Adică, na, nu e primul. Nu e prima dată când auzim asta. Da, nu că vom apăra fiecare centimetru din tot ce înseamnă NATO. E foarte bine că spune asta Scholz. Este și mai bine ca toate statele europene să se pregătească și să-l descurajeze pe Putin. În super anul electoral 2024? Da, chiar în super anul electoral. Este un război pe termen lung, iar Putin te atacă când ești slab, nu când ești puternic. Fanteziile astea legate de neutralitate, să fim noi stat neutru, luptăm pentru pace, de fapt, în subsidiar, sunt mesaje putiniste. Putin, când s-a împiedicat el de statele neutre? Moldova, un stat neutru. Ucraina, până de mult, un stat neutru. N-au nicio problemă să invadeze Ucraina și să pur și simplu să expună Moldova unui război hibrid foarte dur, din ce în ce mai dur în ultima vreme. Da. Ok. Deci să înțeleg că mai avem vreo 7 ani la dispoziție. Asta e bine și pentru noi. Dar suntem și noi departe, pentru că Europa s-a bazat vreme de decenii pe America. Europa s-a dezvoltat, a investit în industrie, în bunăstare, în prosperitate și a zis, dom'le, nu, pe noi nu ne mai atacă nimeni. Și chiar dacă ne atacă, în ipoteza aia îndepărtată că ne atacă, las că vin americanii. Da, și acum aici vin americanii și s-ar putea să vină Donald Trump din nou. Care, pe fond, are dreptate. Dacă vreți să fiți pregătiți, ar trebui să vă apărați și voi. Mm-hmm. Ar trebui să investiți și voi în apărare. 2,5. Și nu este vorba doar despre România. Este vorba despre, iată, despre Spania, care dă 1 și ceva din PIB pentru apărare. Despre Italia, despre Belgia. Deci, despre noi ne-am aliniat. Germania. Ne-am, în stil românesc ne-am aliniat, că noi am comunicat că dăm 2,5 și de fapt am cheltuit 1,6. Mm. Adică am făcut o învârteală românească. I-am făcut și pe... Da, și după a venit un raport NATO care a zis, bă, România iarăși fură căciula. Mm-hmm. Declară 2,5 și de fapt e 1,6. Hai că recuperăm la următorul trimestru. Las că vin americanii. Las că vin americanii și uite de ce e atât de important să fim cu ochii pe ce se întâmplă spre finalul anului în alegerile din Statele Unite. Sunt, poate exagerez, explicăm tu, cele mai importante alegeri care ne afectează pe noi toți, chiar dacă suntem la mii de kilometri depărtare. Pe mine mă interesează mai puțin dacă e Ciucă sau Ciolacu. Pe mine mă interesează foarte mult cine câștigă alegerile din America, pentru că ele resetează practic tot ce se întâmplă în lume. Și în special în această parte de Europa. Gândiți-vă ce ar însemna ca America să se retragă din lume. Ca America să se retragă din această parte, din Europa de Est. Păi asta ar însemna o invitație pentru Putin să-și facă de cap în zona asta și vedem că poate. Adică toată industria Rusiei este o industrie care e pe picior de război, nu este o industrie civilă, a fost militarizată, toată economia Rusiei bagă cărbun în industria de război, are resurse umane nelimitate și are ambiția asta nemăsurată de a reface Imperiul Rus. E, și noi ce facem? Martor la căratoape. Vedem noi, stai să se întâmple și ne descurcăm. Avem noi idei, nu suntem. Noi blocăm NATO cu alegerile. Ok, mulțumim frumos, Florin Negruțiu.